În 2010, când în Consiliul Județean se dezbătea concesionarea, toată lumea spera că Bacăul va avea un aeroport modern care va permite aterizarea avioanelor grele și va atrage un număr mare de pasageri. Cu pasagerii s-a adeverit, de la 114.000 de călători în 2008 s-a ajuns în decembrie 2012 la 393.352. Creșterea traficului este însă unul dintre puținele câștiguri. Blue Air are întârzieri în executarea lucrărilor, platforma fiind singurul obiectiv finalizat. Turnul de control e realizat 11%, canalizarea 7%, iar terminalul doar 1%. Investiția ar trebui să fie finalizată în septembrie 2013. La această oră ne-am fi dorit să fim măcar în ceea ce privește clădirile, și acest lucru l-am discutat în fiecare comisie în parte. Am fi dorit ca măcar clădirile să fie fost ridicate, pentru că această criză financiară care a traversat nu România, nu Europa, ci întreaga lume, cu siguranță a avut influențe și asupra constructorului de pe aeroportul Bacău. Însă, ne aflăm în procentul acesta de 13%, bunuri care până la urmă, indiferent de soarta acestui contract de concesiune sau a concesionarului raportat la regia autonomă, bunurile rămân pe aeroportul Bacău, împreună cu cele pe care noi le-am dat în chirie atunci când am încheiat contractul de concesiune și care la finalul lui se reîntorc în proprietatea Consiliului Județean. Să nu uităm totuși că avem o platformă până la urmă, un obiectiv foarte important și care este și certificat, și platforma inițial existentă în aeroportul Bacău a suferit de-a lungul timpului extrem de multe cheltuieli care erau făcute cu foarte mari eforturi din partea Consiliului Județean. Nici la capitolul obligații financiare situația nu e roz. Astfel, la 31 decembrie 2012, Blue Air avea de achitat debite în valoare de 429.950 de lei, din care 322.000 scadente la sfârșit de an. Pentru chirii și taxe, firma a achitat ulterior 154.000 de lei. Clauzele contractuale arată că neplata chiriei timp de 3 luni duce la rezilierea contractului. Consilierii au analizat raportul privind stadiul investiției și au ajuns la concluzia că lucrurile nu stau chiar așa de rău. Vreau să aduc în atenția dumneavoastră și, dacă se poate, să vedem și partea plină a paharului. Și de ce spun acest lucru? Sunt două chestiuni esențiale, după părerea mea. Una, investiția asupra portanței căii de rural, care era praf când a fost preluată de Blue Air. Da? Și doi, dacă ne uităm pe statistică, câți călători au fost în perioada asta, eu zic că e un semnal foarte important pentru următorii investitori. Deci la Bacău se poate. Dragoș Benea crede în continuare că în România se pot realiza investiții publice cu banii unei companii private, cu condiția ca firma respectivă să-și facă niște calcule corecte, realiste, ca să-și poată recupera investiția. Consilierii județeni nu au prea multe opțiuni, fie reziliază contractul și modernizează aeroportul cu bani din bugetul județului, fie găsesc un alt concesionar. Va trebui ori să luăm o decizie, ori din resurse proprii, dar să vedem dacă ne permite bugetul, mai ales dacă ar trebui să facem și drumul de la Zemeș. Și doi, un nou concesionar, dar care să prezinte alte... Și mai e o variantă, un nou concesionar într-o variantă mai zgârcită a realizării acestei investiții. Adică un terminal mai modest din anumite puncte de vedere, dar la suprafață să nu se facă rabat, să se perieze această investiție și să o facem puțin mai zgârcit, dacă pot să spun așa, îi reducem nivelul și atunci poate va deveni atractivă pentru un investitor privat. Dar, sigur, asta este o discuție abia după ce se va încheia acest contract de concesiune cu societatea Blue Aero și cred că această zi nu este departe, ci cred că este chiar în interiorul acestui an.